Pentru că n-am mai ținut discursul de multă vreme. A fost o provocare pentru mine, dar imediat mintea a început să-mi joace feste și am avut acel gând, oh, dar de ce să mergi, că nu ești pregătit, de ce nu ești persoana potrivită să ții tu un discurs, pentru că până la urma urmei recunosc, sunt o persoană super dinamică și nu prea citesc așa de mult pe cum ar trebui sau ar fi nevoie sau mi-ar place. Dar totuși citesc acele cărți, acele puține cărți care mă ajută pe direcția pe care am pornit. Știți, și imediat acel gând negativ, mi-am dat seama că e ceva în mintea mea care mă împiedică să fac ceea ce trebuie să fac sau ce ar fi bine să fac astăzi, așa că am coborât de la minte în suflet și am zis, hai să las sufletul să vorbească pentru mine. Iar sufletul mi-a șoptit imediat, hei, de ce nu mergi tu în față la oameni și să le povestești puțin din cartea pe care o scrii tu acum, pe care o scrii de 34 de ani, din cartea vieții? Sunteți pregătiți? Bun. Deci, încă o dată, numele e Cristian, m-am născut aici în Arad, timp de 14 ani am avut o copilărie fericită, după care am avut oportunitatea și binecuvântarea de a pleca afară și de a călători și de a experimenta această lume minunată și oamenii minunați care sunt în ea. Am timp de 10 ani, de la 15 la 25 de ani, am trăit în multe țări din Europa de Vest, am trăit în America 4 ani între New York și Los Angeles, am trăit în Asia de Sud-Est, prin Malaezia, Singapore, Indonezia, am ajuns și în Orient, în Liban și în Turcia, am vânat și pirații din Caraibe, ei, nu chiar, nu am fost în vânătoare de pirați, dar am ajuns în Caraibe, într-o insulă minunată, Barbados se numește, unde am stat 2 luni și am lucrat cu membrii din guvern și reprezentanții zonei de business pentru a promova țara și a crea acest brand de țară, a ajuta țara să devină mai cunoscută la nivel internațional. În Barbados era o chestie, s-a întâmplat o chestie faină. Știți că era să iau cina coreană? Da. Vicepremierul din Barbados mi-a aranjat o cină interviu cu Rihanna, care în 2006, când se întâmpla treaba asta, încă era up and coming artist. Și de ce a aranjat cu Rihanna? Pentru că era cea mai reprezentativă personalitate culturală a insulei și a țării. Am zis că super tare, mergem să facem interviul acesta. Din păcate, în ultimul moment, a trebuit să anuleze Rihanna pentru că a avut o urgență la New York, din ce am aflat, trebuia să meargă să semneze ceva contract cu o casă de discuri. Vă dați seama? Mi-a tras seapă Rihanna pentru un contract cu casa de discuri. Uite, și uite-te unde a ajuns ea astăzi. Dar nicio problemă. Totuși, până la urma urmei, am ajuns și prin New York, și prin Los Angeles. Am fost la o școală de actorie și film. Am lucrat și într-un domeniu super interesant. Am organizat petreceri și evenimente private pentru toată industria de divertisment. Aia înseamnă că am organizat petreceri de naștere pentru actori, pentru cântăreți, pe care voi acum îi vedeți pe TMZ, pe E! News, pe MTV, Netflix, HBO și așa mai departe. Da, băiatul ăsta din Arad a ajuns și acolo. Vai, și încă câți? Foarte mulți, crede-mă, foarte mulți. Rihanna, Janet Jackson, Jermaine Dupri, Exhibit, Joaquin Phoenix, Emma Vendez, Mark Wahlberg, Sarah Jessica Parker și lista continuă și continuă și continuă. De fapt am și ajuns, pentru că pasiunea asta pentru film a existat dintotdeauna, am și jucat în ceva seriale din astea. Erau mai cunoscute pe atunci, vă spune Gossip Girl ceva? Da, am fost în 2 episoade din Gossip Girl, dar nu era nu știu ce, adică am apărut acolo timp de 5 secunde maxim, cred că în fiecare episod, dar hei, băiatul ăsta din Arad a apărut, nu? E o viață foarte... Viața bate filmul, să știți, viața bate filmul. Dacă chiar crezi în ceea ce îți dorești, poți să realizezi treaba asta, pentru că totul e posibil. O viață de vis, nu? Poate vă gândiți așa, wow, să mergi, să călătorești în jurul lumii, să lucrezi cu miniștri și președinți de țări, să organizezi petreceri pentru vedete, să te petreci cu spuma Americii și din alte țări. Da, eu chiar am trecut pe acolo, dar să știți că asta e doar partea de suprafață, pentru că lumea e într-un balans, adică ceea ce primești, dar și dai înapoi. Și ce am dat înapoi a fost foarte mult oboseală,
A fost un stil de viață super haotic, agitat, care cu timpul și-a pus un impact, a avut un impact asupra minții și asupra sufletului propriu și asta nu am realizat decât mulți, mulți ani de atunci. A fost o călătorie foarte interesantă, știți? Fast forward din toată experiența asta, venind în 2009, atunci am avut așa o trăire interioară, eram prin Los Angeles și mi-am dat seama că, băi, stai puțin, sunt super conectat la lumea asta, wow, telefoane, evenimente, peste tot. Nu mai aveam timp de mine, propriu zis. Mă pierdusem puțin în tot mixul acesta al societății. Și cu toate că am avut foarte multe realizări care sunt de fapt doar niște repere în lumea aceasta materială, fermecătoare de altfel, captivantă, dar totuși destul de superficială e lumea materială. Ceva în interiorul meu nu puteam să-mi explic, îmi spunea că am nevoie de o schimbare. Și acea schimbare a venit în 2009, când eram în Los Angeles și primesc un telefon care, să ne înțelegem, până atunci nu am prea avut nicio tangență cu religia. Mergeam și eu la biserică cum merge toată lumea, nu din Paște în Crăciun, mă duc și eu în biserică, fac și eu o cruce, spun un Tatăl nostru și gata, e relația mea cu Dumnezeu. Și ca și un bun explorator care am fost, am trecut și pe la celelalte religii. Da, am trăit în așa de multe țări, am fost și pe la, nu știu, catolici, baptiști, musulmani, protestanți, neoprotestanți, adventiști, martorii lui Jehova, evrei, budiști, taoiști și ai, ce face? Ce se face? Omul cât trăiește, învață, nu? Căutăm și învățăm. Căutăm și învățăm. Dar în 2009 am primit un telefon de la un preot din Arad, ortodox, și spune, măi, Cristian, cum stai tu cu viața? Știți? Păi zice, ia fii atent tu aici. Și să vedeți cum lucrează Dumnezeu. Ia fii atent tu aici. Du-te până în San Francisco și vezi că acolo, la o biserică rusească, e un mormântat, un mare sfânt. Bine, mă gândesc eu, shit, hai, ce am de pierdut? Conduc 6 ore până în San Francisco, merg și vizitez orașul, hai hui, pe acolo, într-un weekend, nu am nimic de pierdut. Zis și făcut. Ajung la bisericuța rusească, intru înăuntru, am cu mine vreo 7 pagini, printate, pe care erau niște rugăciuni, acatiste, paraclise, habar n-aveam ce erau astea, dar dacă preotul a zis să le citesc, hai că le citesc. Bun. Și timp de 3 ore am încercat să le citesc. Spun că am încercat să le citesc, deoarece timp de 3 ore, acolo în fața mormântului, de fapt se și vedea Sfântul Ioan Maximovici, care era un sfânt al ortodoxiei răsăritene, a adus oameni de prin China, i-a convertit la ortodoxie, i-a dus în America, i-a salvat de regimul de acolo, cred că a făcut și el un bine. Și stăteam așa și timp de 3 ore citeam rugăciunile alea și plângeam. Plângeam cu lacrimi de crocodil și nu înțelegeam de ce. Era foarte ciudat. Foarte ciudată senzație. Iar după 3 ore de citit și plâns, m-am simțit epuizat. Dar când am ieșit de acolo din bisericuța aia, mă simțeam ca un fulg de neam în interior. Ceva cu mine s-a întâmplat în ziua respectivă. Și avea să-mi schimbe viața pentru totdeauna. Spun că avea să-mi schimbe viața pentru totdeauna pentru că la sfârșit de 2009 m-am întors în România după 10 ani de hoinărie. M-am căsătorit rapid pentru că îmi doream o schimbare în viață. M-am căsătorit. La scurt timp, după 10 luni, am devenit și tată. Din păcate, relația nu a funcționat. Am divorțat la fel de repede ca și cum m-am căsătorit. Iar trauma aceasta a produs o foarte mare suferință. Nu-i doresc nimănui să treacă, dar viața e imprevizibilă. Și suferința respectivă, trăind cu ea, m-a împins de la spate să caut răspunsuri la întrebarea de bază. De ce, Doamne? De ce tocmai mie? Tocmai mie, eu, care nu credeam că am făcut vreo greșeală, nu credeam că am făcut nimic în viață, dar am început să caut răspunsuri, am căutat în toată țara, am discutat cu o grămadă de lume, am mers pe la mănăstiri, pe la duhovnici, pe la călugări, pe la ezoteriști, energeticieni și alți vraci de genul ăsta. Cu cât căutam mai mult, răspunsul la suferința mea, la întunericul din interiorul meu,
cu atât de mult mă apropiam de Dumnezeu fără să-mi dau seama. Și cu cât mai mult mă apropiam de Dumnezeu, fără să-mi dau seama, cu atât de mult mă descopeream pe mine. Mă descopeream cine sunt eu în acel moment, ce îmi place, ce nu-mi place. Făceam o analiză în trecut, să văd puțin mai mult ce am făcut eu în viață. Și am ajuns să înțeleg că, de fapt, tot ceea ce am făcut eu în viață până atunci nu a fost chiar așa de grozav pe cât îmi părea mie. Adică am făcut și eu greșeli, am greșit față de oameni, poate uneori am fost măgar cu unii oameni, poate uneori nu am creat cele mai bune condiții pentru cei din jur. Și de fapt, înțelegând toate aceste aspecte, mi-am dat seama că eu sunt singurul vinovat și responsabil pentru existența mea de atunci și de acum. Adică toate gândurile mele, toate trăirile mele, toate emoțiile mele, toate acțiunile mele și toate vorbele mele au creat un impact în jurul meu, acel impact s-a întors împotriva mea. Iar eu eram în suferință atunci. Dar să știți că cu toții avem momente de genul acesta în viață. Voi sunteți cam tineri acum, dar o să le aveți cu siguranță. Pentru că nu e indicat să fugi de suferință, să te ascunzi de ea. Pentru că suferința este dată în viața omului ca să învețe ceva din ea, să se transforme. Viața e o transformare continuă și noi ar fi bine să o acceptăm. Și cu cât căutăm mai mult răspunsurile, cu cât facem acest pas înspre Dumnezeu, indiferent de religia din care venim, Dumnezeu este iubire, este credință, este bunătate, este compasiune. Eu m-am născut ortodox așa că am căutat în cele din urmă, am căutat la mine. Voi căutați la voi să vedeți, să descoperiți. Să-L descoperiți pe Dumnezeu pentru că vă va ajuta foarte mult. Cu cât faceți pașii spre El, din curiozitate sau din, cum fac majoritatea, din disperare când ajungi în situația respectivă, cu atât El vă va da aceste evenimente în viață, mai bune sau mai puțin bune, majoritatea sunt mai neplăcute, ca să vă trezească, să vă dați seama că voi sunteți niște suflete venite aici pe pământ, iar diferența în om este o diferență foarte clară între suflet, minte, între inconștient, subconștient și conștientul nostru. Da? Merită să faceți pasul acesta, că n-o să regretați. Eu cel puțin vă vorbesc din propria experiență. Bineînțeles, cu toții sunt de diferiți și avem experiențe diferite, dar în oarecare măsură, la bază, sunt similare. Bun. Și asta ne duce la topicul, de fapt, pentru care suntem astăzi aici, vindecarea prin trup, de la minte la suflet. Bun, omul este în primul rând trup. Este minte, este suflet. Nu? Eu tot timpul glumesc cu mine, în primul rând. Glumesc și spun, trupul acesta pentru mine este, de fapt, OZN-ul cu care sufletul meu călătorește în această lume și experimentează. Iar mintea mea este centrul de comandă și control. Știți ca în Star Trek sau în filmele astea cu extraterestre, ai un centru de comandă. Dar ce e sufletul? Sufletul, de fapt, este acea energie pură, este creația lui Dumnezeu, este iubire infinită și necondiționată a lui Dumnezeu. Noi toți venim din aceeași casă. Cu toții suntem frați, suntem surori, pentru că venim din aceeași sursă, suntem una. Suntem creați de Dumnezeu și lăsați aici pe pământ, în trup diferit, majoritatea, că mai sunt și gemeni printre noi, da? Suntem lăsați aici în trup pentru a călători, pentru a face această călătorie în viață și a ne îndeplini misiunea spirituală. Cu toți avem o misiune spirituală care în mare parte este identică, doar că modul prin care noi o înfăptuim variază. Avem cam 7,7 miliarde de opțiuni prin care ne îndeplinim misiunea spirituală, deoarece chiar aseară am verificat, suntem cam 7,7 miliarde de oameni pe pământ. Vă dați seama, atâția oameni și totuși atâția oameni, atâta cunoștință de mii de ani, atâta tehnologie în viața noastră, dar totuși așa de mulți oameni bolnavi. V-ați întrebat vreodată de ce? Parcă sunt tot mai mulți oameni bolnavi. Ce declanșează boala în noi? V-ați întrebat vreodată cu adevărat? De unde vine boala și cum putem să ne vindecăm?
Haideți să vă spun eu, cercetând, documentându-mă, experimentând, mi-am dat seama că, și nu doar eu, deci foarte multă lume, că sursa principală pentru boală în ziua de astăzi, în mare parte, este stresul. Și voi încă sunteți tineri, dar cu timpul veți intra în universitate, veți merge mai departe sau, nu știu, poate sunteți deja la universitate, nu știu exact, nu? Veți ajunge la universitate, vă veți stresa pentru acele examene, veți ajunge să aveți un job, vă veți stresa pentru acel job, vă veți mecina. Ei bine, să știți că stresul este inamicul numărul 1 al omului. Pentru că atunci când ne stresăm, corpul nostru, sistemul suprarenal, elimină niște hormoni ai stresului în interiorul corpului. Se numește reacția de frică sau fugi din fața tigrului. Și acum nu avem pe stradă un tigru care fuge după noi, dar acel tigru poate să fie prietenul sau prietena noastră, poate să fie părinții, poate să fie șeful, profesorul, poate să fie chiria care trebuie plătită, poate să fie rata la bancă. Da, tigrul acela există în viața noastră și e din ce în ce mai presant, mai ales în viața adulților. Și iar voi să aveți grijă cu chestia asta. Pentru că tigrul respectiv e de fapt stresul, care ca să răspundă corpul la stres, el elimină acele chimicale în corp care răspund la stres. Ele se numesc adrenalină, noradrenalină și cortizol. Da? Dar toate chimicalele acestea care e răspunsul la stres, ele sunt luate, energia aceasta este preluată de la alte funcții ale corpului. Sunt preluate de la creier, sunt preluate de la alte organe. Și dacă noi zilnic ne stresăm și ne măcinăm, da? Ce crezi că se întâmplă? Luăm zilnic, din ce în ce mai mult, din corpul nostru, de la alte organe, sursa vitală de viață. O consumăm într-o direcție în care poate nu ar fi bine să o consumăm. Da? Bun. Ce credeți că impactează sau creează boala în corpul uman? Să știți că stresul este un trigger, este un declanșator. El nu creează boala, el o declanșează. Boala în corpul uman este creată de niște paraziți. De niște paraziți pe care, sau care se dezvoltă în corpul uman din cauza mâncării, din cauza dietei zilnice pe care o avem. Da? Din cauza faptului că mâncăm poate prea multă carne, poate prea multe prăjiturele cu zahăr. Da? V-ați gândit vreodată la chestia asta? Poate consumăm prea mult alcool, poate fumăm prea mult, poate ne drogăm. Da? Că și astea sunt niște subiecte în ziua de astăzi. Da? Deci să avem foarte mare grijă la ce punem în corpul nostru, pentru că mâncarea respectivă este digerată, da? Se creează niște toxine, dar care din cauza stresului nu mai sunt eliminate cum trebuie și ele se depozitează în corpul nostru, creează niște mici paraziți, niște inamici, invizibili în corpul nostru, care creează boala, iar ea există. Și eu sunt bolnav. Cred că cu toții suntem bolnavi. Dar din cauza stresului, această boală se declanșează. Se transformă într-o traumă pentru trup. Să țineți minte, vă rog, chestia asta. Așa, pe măsură ce treceți prin viață. Bun, și ce putem face cu stresul? Haideți să vă mai întreb încă o chestie. Credeți că există o relație între dietă, mâncare, activitate fizică, gândurile noastre, trăirile și emoțiile și sănătatea? Există o relație directă? Ce credeți? Da? Nu? Bun, o să trecem mai repede prin ele. Normal că există o relație directă, pentru că toate impactează corpul nostru. Gândiți-vă doar așa puțin că toate gândurile noastre, toate trăirile noastre, toate emoțiile noastre declanșează niște chimicale în interiorul corpului. Dacă gândurile și trăirile și emoțiile sunt pozitive, normal, ele declanșează trăiri și declanșează produc niște chimicale pozitive în corp, care ne ajută. Dar dacă gândurile și trăirile și emoțiile noastre sunt negative, ce se întâmplă? Avem toxicitate în corp. Da? Iar asta este un inamic silențios
și foarte periculos. Știți, până în 1925, medicina privea boala doar prin prisma trupului nostru. În 1925 s-a întâmplat ceva super tare. A apărut fizica cuantică. Da, fizica cuantică. Știți ce spune fizica cuantică, pe scurt? Fizica cuantică spune că dacă iei corpul uman și îl analizezi în detaliu, da? Mergi în ADN, mergi în celulă, mergi în atom, mergi dincolo de atom. În atom, 99,999, sunt 10 de 9 după virgula aia, în atom este de fapt un vid, este un gol. Noi toți suntem atom goi. Dar cum avem această fățișare? Cum avem trăirile noastre, gândurile noastre? Ei bine, asta înseamnă, și asta spune fizica cuantică, că există o forță invizibilă, o inteligență universală, creatoare, care noi îl numim Dumnezeu, care a lăsat lucrurile să fie în asemenea manieră încât să funcționăm cu toții aici pe pământul acesta. Dar noi suntem aici să trăim în armonie cu tot ceea ce este în jurul nostru. Nu să distrugem, nu să poluăm, nu să ne certăm unii cu alții, nu să aruncăm negativ de la unul la altul, pentru că știți ce se întâmplă când aruncăm cu negativ de la unul la altul? Pentru că cu toții, venind din aceeași sursă ca și suflete, suntem una și suntem unul, un tot unitar. Dacă eu arunc către voi acum cu energie negativă, vă cert, spun cuvinte urâte și așa mai departe, eu de fapt vă arunc și vouă negativitate, dar mi-arunc și mie negativitate în același timp. Ia gândiți-vă la treaba aceasta următoarea dată când sunteți nervoși sau sunteți supărați pe părinții voștri, pe prietenii voștri, pe profesorii voștri. Gândiți-vă doar la acest aspect. Pentru că vindecarea ține de fiecare în parte și schimbarea ține de noi. Nu poți să faci același lucru în fiecare zi să te aștepți la o schimbare. E necesar să schimbi în primul rând ceva la tine. Înainte să schimbi ceva în lume. Știți vorba aia, fi schimbarea pe care ți-o dorești să o vezi în lume? Bun. Și pentru că timpul este scurt, am să sar puțin mai departe și aici am pregătit 10 factori radicali care vă ajută în procesul de vindecare și cu asta o să termin. Ce putem să facem să ne vindecăm? Am să le citesc. Putem să ne schimbăm dieta zilnică și să eliminăm obiceiurile cu impact negativ asupra corpului. Știți voi care sunt? Țigările, alcoolul, drogurile și alte chestii. Da? Putem să folosim plantele, să ne orientăm înspre apiterapie, apicultură, da? Înspre fitoterapie, folosirea și utilizarea plantelor, în îmbunătățirea sistemului nostru imunitar. Gândiți-vă așa că strămoșii noștri, dacii, acum 2000 de ani, da? Și încă sunt rețete de pe atunci, eu asta fac, umblu în toată țara și caut rețetele vechi de sute și de mii de ani, da? Încă sunt rețete pe care ei le foloseau atunci, fără nicio tehnologie, rețete din plante care îi ajutau să se vindece. Și astăzi e posibil. Să aveți încredere în natură, pentru că natura e creată de Dumnezeu. Să aveți încredere în Dumnezeu. Bun, mergem mai departe. Faceți cât mai mult sport. Nu trebuie să insist asupra subiectului, nu? Preluați controlul asupra propriei voastre vieți și asupra sănătății. Fiți hotărâți că viața poate să fie frumoasă, armonioasă și sănătoasă, dar ține de voi. Urmați-vă intuiția, acea voce interioară, care, știți, uneori poate mintea noastră spune, a, vreau să trec pe roșu, dar intuiția spune, nu, nu, să nu treci, că vine mașina după colț. Da, e bine să asculți intuiția. Eliberați-vă de energiile negative pe care le-ați acumulat în timp și pentru că sunteți încă foarte tineri, am să vă spun un secret. Știți că traumele din copilărie și traumele aici mă refer la sentimentul de abandon, de eșec, de neacceptare într-un cadru social, sentimentul poate de lipsă de iubire din partea părinților sau din partea prietenilor. Toate aceste traume emoționale vă pot impacta peste 20-30 de ani. Și e demonstrat științific că ele, trauma, de fapt,
o percepem cu mintea noastră în conștient, ea trece după aceea în inconștient, iar după ani și ani de zile, dacă nu o soluționăm și nu iertăm mai ales, trauma respectivă și impactul emoțional coboară în adâncul sufletului nostru, în acea temniță în care este așa de întuneric și unde ne este frică în cea mai mare parte a vieții să coborăm, tocmai pentru a nu da piept cu această traumă. Sfatul meu este să reflectați puțin la ce v-am spus acum, să vă gândiți din copilăria voastră, din anii trecuți, la acele momente care v-au impactat negativ, deosebit de puternic, și să iertați. Iertați-vă părinții, iertați-vă pe voi, iertați-vă prietenii, profesorii și așa mai departe. Iertați. Și începeți să iubiți și să trimiteți iubirea voastră necondiționată, frumoasă și puternică, către absolut toate persoanele din jurul vostru, pentru că chiar merită. Și ca să termin, următoarele puncte, bineînțeles, creșteți nivelul de emoții și trăiri pozitive, lumea e chiar frumoasă, merită trăită și merită trăită pozitiv, îmbrățișați o viață socială, da, în mediul vostru și cereți ajutorul atunci când aveți nevoie. Nu e nicio rușine să cereți ajutor. Și mai bine să cereți în momentul în care aveți nevoie de el decât să vă pare rău mai târziu. Săpați în conștient, subconștient și inconștient în adâncul sufletului vostru și ultima și de fapt care e cea mai importantă, dezvoltați-vă conexiunea și relația cu Dumnezeu. Pentru că El este Creatorul nostru, El este iubirea infinită și El ne ascultă. Să aveți încredere în asta. Nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și Doamne ajută!